Bună seara, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Tragedie la un centru de distracții pentru copii din capitală. Un adolescent care era angajat acolo a murit după ce a efectuat o săritură peste cap și și-a fracturat coloana vertebrală. Un bărbat din capital a scăpat ca prin minune după ce un țurțure uriaș era cât pe ce să-i cadă în cap. Mai că la toate streșinile clădirilor, astăzi puteau fi văzute atârnând adevărate stalactite de gheață. În plină iarnă, o familie cu trei copii din Florești a rămas pe drumuri după ce zilele trecute casa le-a fost mistuită de flăcări. Secretarul general al PD, Constantin Botnar, declară oficial un venit lunar de puțin peste 1000 de lei. CEC a publicat astăzi declarațiile de venit ale democraților care se vor deputați. Tragedie la un centru de distracții pentru copii din capitală. Un adolescent de 17 ani care era angajat acolo a murit după ce a efectuat un salt pe o trambulină, a căzut în cap și și-a fracturat coloana vertebrală. Tânărul s-a stins după doar câteva minute, așa că medicii de pe ambulanță nu au putut decât să constate decesul. Pe marginea cazului a fost pornit un dosar penal. Tragedia s-a produs aseară, în jurul orei 19. Potrivit martorilor, adolescentul de 17 ani a căzut în cap după ce a efectuat o săritură periculoasă pe o trambulină. Acesta și-ar fi fracturat coloana vertebrală în momentul în care a căzut. Noi deja l-am văzut când el stătea jos, nemișcat, adică cum el încerca ceva să spună, căldoare, probabil că s-au adunat lumea în jurul lui, dar... Nu știam ce să-i facem. Citeam pe buză la dumnul el că nu ajungea aer. Martorii spun că tânărul era angajat să aibă grijă de ceilalți copii și că el nu a căzut pe o suprafață tare. Este un batut foarte mare. El s-a lovit nemijlocit de batut, de moale, pentru că în jur sunt perieți și la margine aici sunt un fel de garduri. Imediat după accident a fost chemată ambulanța. Până la venirea medicilor, starea tânărului se înrăutățea cu fiecare secundă. Cu vreo 5 minute înainte de venirea ambulanței, el deja nu avea răsflare. La 7:24 am sunat prima dată, la 7:29, la 33, la 40. Ambulanța a ajuns la? Cam 20 de minute. Pe lângă mine mai sunau mulți alți oameni și spuneam, el nu răsuflă, el se învinițește. A venit o mașină de la altă comandă și băieții au oprit-o și au adus-o încoace. Medicii de pe ambulanță l-ar fi resuscitat preț de 40 de minute, însă fără niciun rezultat. Responsabilii de la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au refuzat să ne ofere mai multe detalii despre acest caz. Martorii mai spun că angajații centrului nu aveau nici măcar o trusă medicală și că ar fi vrut să intervină cu o sacoșă cu gheață. O doamnă cu un pachet de gheață să-i pună gheață, să-l ajute cumva. Am înțeles că ea lucrează la bar. Mi se pare inadmisibil într-un loc unde atât copii să nu aibă trusă medicală, un asistent medical. Tot martorii spun că după incident, angajații s-ar fi comportat suspect. După ce a venit ambulanța, probabil ar fi primit vreun sunet. Au fugit repede, într-un ca depozit de-a lor ceva. Presupunea lumea pe acolo că la sigur se ascunde careva neregularități. Aici este centrul de distracții unde s-a întâmplat tragedia de aseară, chiar dacă, conform programului, acesta este deschis de la 9 și până la 21, astăzi ușa este încuiată. La ușa centrului de distracții l-am întâlnit pe administratorul acestuia, care ne-a spus că va reveni cu o reacție și s-a încuiat în clădire. L-am așteptat mai bine de 30 de minute, însă el nu a ieșit. Contactați telefonic, reprezentanții centrului ne-au spus că nu lucrează din cauza unei probleme tehnice. Cei care au venit astăzi cu copiii acolo s-au arătat indignați că au găsit ușa încuiată. Și în mod normal, duminica e deschis. Da, azi închis. Probabil ceva probleme. Urmează să stabilim dacă administrația centrului de agrement pentru copii poartă vreo răspundere. Pe cazul dat, polițiștii au pornit un proces penal în stabilirea tuturor circumstanțelor. Totodată urmează să fie ridicate și imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a vedea cum s-a întâmplat tragedia. Poliția mai spune că tânărul era angajat acolo part-time, conform tuturor normelor legale. În toamna anului 2017, la același centru, o adolescentă s-a ales cu leziuni grave ale organelor interne și a coloanei vertebrale după ce a căzut de la o înălțime de 6 metri. Mama fetei acuza angajații centrului de neglijență. Atunci, administrația a declarat că responsabilă de situație este fata, întrucât instructorii i-ar fi explicat regulile de siguranță pe care ea nu le-ar fi respectat, lucru confirmat și de poliție.
Zăpada care s-a șternut după două zile de ninsori a început să se topească, așa că la streșinile clădirilor s-au format țurțuri lungi de câțiva metri. Un bărbat din capital a rămas încremenit astăzi după ce unul i-a căzut chiar sub nas. Cei de la primărie le-au cerut proprietarilor și administratorilor de clădiri să curețe zăpada pentru a evita formarea țurțurilor. Din imaginele filmate de o cameră de supraveghere se vede cum bărbatul merge liniștit pe trotuarul de pe bulevardul Ștefan cel Mare, când la un moment dat, la câțiva centimetri de el, cade un țurțure care se sparge de asfalt. Totul s-a întâmplat atât de repede încât acesta a rămas încremenit preț de câteva secunde, realizând cel mai probabil ce noroc a avut. Și cu siguranță acesta nu este unicul caz de acest gen. Astăzi, mai pe toate clădirile din capitală atârnau țurțuri mai mici sau mai mari. În fața acestei bănci, tot din centrul capitalei, administrația a pus un anunț prin care atenționează trecătorii să fie atenți. Oamenii însă nu prea l-au băgat în seamă. Cred că ar trebui pur și simplu să așteptăm să topească țurțuri, alte alegeri nu avem. Ca să nu vedem ce am putea păți, mai bine vă sfătuiesc să ne ducem într-o parte. Abia acum m-am apropiat, n-am văzut. Că afară încă nu e atât de cald ca să cadă, chiar în momentul ăsta. Gândiți pozitiv. Desigur. Bătăi de cap pietonilor le-a dat și zăpada adunată pe marginea drumurilor. Unele treceri sunt și acum ascunse sub nămeți și mizerie. Rău, rău de tot. Când mergi, fugucioarele trebuie să calce pe mărman zăpadă. Vă simțiți ca la clac. Da. Peisajul din curțile de blocuri nu s-a schimbat prea mult de la ninsoarea de acum două zile, cu excepția celor în care locuitorii s-au pus pe treabă și le-au curățat singuri. Ați văzut vă auto specială zilele astea pe aici, pe la dumneavoastră? Eu am făcut ordine în curte. Dar autoritățile? Autoritățile, ca în fiecare an, ca de obicei, prost. Eugenia Muha spune că nu a ieșit din casă de la sfârșitul anului trecut, adică de aproximativ 3 săptămâni. Sprijinită de nepoata sa, femeia s-a dus astăzi la poștă să-și ridice pensia. Organizație, nici tronița, apătom lăt, tăiet, людii padăit, atranșă, părădoc băl. Iar pe această femeie am găsit-o dezgropându-și mașina din nămeți după ce nu a atins-o timp de câteva zile. Înarmată cu un făraș și o perie, aceasta o pregătește ca să poată merge mâine la muncă. Să очень разгребаем, очень удобно, рекомендую всем, если есть проблемы, совочек вам в помощь. Даже удовольствие доставляет. Primăria capitalei a emis un comunicat în care solicită proprietarilor și administratorilor clădirilor din capitală să curețe acoperișurile de zăpadă pentru a evita formarea țurțurilor. Atmosferă spectaculoasă în ajun de anul nou pe stil vechi în mai multe localități din țară. Așa cum cere tradiția, localnicii din Șolcani, Soroca s-au pornit astăzi cu capra. La stânga cercei, la dreapta zurgălăi, de pereți vă lăturați, creșina în cap să n-o luați. Eu vă zic, dar voi urați. Și în capitală, cetele au umblat cu uratul prin curțile de blocuri. Mai multe imagini cu acestea vedeți în jurnal. În plină iarnă, o familie cu 3 copii din Florești a rămas pe drumuri după ce casa i-a ars în totalitate. Tot ce a ogonisit o viață s-a transformat în scrum în doar câteva minute. Potrivit pompierilor, flăcările au pornit de la un scurt circuit. Totul s-a întâmplat acum 3 zile când toți membrii familiei erau plecați de acasă. Vecinii au fost primii care au observat flăcările. Când mă dau așa pierdac și mă uit, m-a uitat în coace, așa un fum negru ieșea și o pară că ferească Dumnezeu. Arde tare flăcări, ferestri, ferestri și pară tare, mare. Tot. Soții spun că recent au făcut reparații în cele două camere pe care le aveau. Acum însă au rămas fără nimic. Am avut 3 saci jumate de făină, 26 de saci de răsărită, un sac de fasole și mierea, și banii și documentele. Hainuțele la băieții noștri. Noi cum am fost, așa am rămas. În prezent, cei 5 membri ai familiei locuiesc la mama unuia dintre soți. Oamenii spun că și vecinii îi ajută, însă înțeleg că nu vor putea trăi mereu din mila cuiva. Mi-a ajutat. Ba una, ba alta, nu. Nicăieri nu mai ceam la lucru. Copiii acasă. Primarul din sat spune că va face tot posibilul ca să ajute familia. O să aibă suport familiar în sumă de 11.000, cred că am să meargă pentru procurarea altei locuințe. Noi deja lucrăm la situația asta. Am mers și am văzut și posibilități cu ce am putea să-i ajutăm. Am mai făcut niște demersuri, cred că am să-i ajutăm. Nu se știe deocamdată cauza exactă a producerii incendiului. Preliminar, pompierii spun că flăcările ar fi zbucnit de la un scurt circuit.
După un răgaz de două zile, revin ninsorile. Meteorologii anunță că mâine va ninge în centrul și în nordul țării, așa că trebuie să ne pregătim de un nou val de zăpadă. Deși nu în foarte multe cazuri, autoritățile au intervenit și noaptea trecută pentru a debloca mașini împotmolite în Omăt. Serviciile de urgență anunță că localități deconectate de la energia electrică nu sunt. Hai în coleac, în coleac, în coleac! În coleac, în coleac, în coleac, în coleac, hai! În ultimele 24 de ore, salvatorii au intervenit în trei situații pentru a debloca mașinile din Nămeți. Este vorba despre două autocamioane rămase blocate la Ștefan Vodă și un microbuz care a derapat în apropiere de Ceadăr Lunga. Drumuri naționale blocate nu sunt, anunță autoritățile, care mai spun că împrăștie în continuare material antiderapant. Totodată și celula de criză încă funcționează, mai ales că de mâine revin ninsorile în centrul și nordul țării. Minimile vor coborî până la minus 10 grade Celsius. La sate, zilele acestea pot fi admirate peisaje parcă rupte din povești. Case acoperite cu cușme de zăpadă, hogeaguri prin care iese fum, cărări înguste făcute prin troiene și multe sănii pe dealuri. Chiar dacă acolo drumurile nu prea au fost curățate, iar gospodarii dau cu lopata la greu pentru a-și dezăpezi curțile, oamenii se bucură ca o parte de o iarnă ca pe vremuri. Privit de pe un deal, satul Ruseștii Noi pare o vedere desprinsă din cărțile poștale de cândva. Sub soarele strălucitor de astăzi, zăpada era și mai albă, iar cerul și mai albastru. Această poezie de pe Munchie se transformă în proză când cobori în sat. Noi, dacă suntem mai bătrâni, nu putem lua mult tare. Pe Ion Trihon din Ruseștii Noi, Ialoveni, l-am surprins în gospodărie în timp ce curăța ultimul strat de zăpadă. Deja de două zile dă cu lopata ca să-și facă o gradă lună, însă nu reușește să o scoată în capăt. Dacă tu ești mai bătrân, e cam costor, e cam greu, dar totuși ne place. A căzut zăpada două, trei zile, a fost greu. Am făcut din prima dată, am făcut-o că erau prima a doua oară, facem curățenie. Zăpada pe care o scoate din curtea casei o aruncă în grădină pentru ca pământul să dea roadă la vară. Deși are mult de lucru zilele acestea, spune că este fericit să-și vadă satul îmbrăcat în straia albe ca pe timpuri. Cum? Iernile la noi sunt frumoase, bun, dar sunt rare. Astea ieri, ca cum era odată când eram noi copii, cu zăpadă multă. Drumul central din sat e curățat, nu și drumurile adiacente. Asta însă nu-i supără pe localnici, care spun că așa trebuie să fie iarna la sat. La sat sunt iernile foarte frumoase, dacă vedeți. Mult zăpadă, bucurie copilor, dar mai ales a mea bucurie. Chiar și maturii aici se bucură de zăpada asta. În mașină o lăsăm o gradă, am stat o gradă, n-avem treabă cu mașina. Poate să te ghinișoși până la primăvară, dacă trebuie. Picii din localitate s-au tot chinuit să facă un om de zăpadă, însă nu le-a reușit. Ne-a stupt picioarele. Nu se lipește zăpada. O să mă joc cu zăpada. Uite așa. Yeah! O plăs mă dau cu sania și fac îngeri de zăpadă. Fac babă de zăpadă. Iar pe un deal din sat, săniile alunecau una după alta. Yeah! Yeah! Yuhuu! Că și stă destul de tare și e cel mai aproape de casă. Cumva două luni în urmă am scos-o. Zăpadă nu era, dar am scos-o ca să mai dau când a să fie. E bine, e vesel. Afară, copii când sunt mai mulți, cu atât mai vesel. Unele sate s-au cutremurat astăzi de urături și colinde, așa cum este ajunul Sfântului Vasile sau Anul Nou pe stil vechi. La Șolcani, raionul Soroca, o ceată de urători a umblat din casă în casă, urându-le celor ce poartă numele Vasile belșug și un an mai norocos. Iar gazdele i-au răsplătit cu bomboane, colaci, vin și bani. Și în capitală au răsunat urături. Un grup de tineri s-a pornit cu capra prin curțile de blocuri. Lumba de Vasile tare bine mi-a părea. Strângeți roata, mai flăcăiești și strigați odată! În ajun de Sfântul Vasile, în mai multe localități din Moldova, tradițiile sunt păstrate cu sfințenie. Așa este și la Șolcani, Soroca, acolo unde mai mulți localnici s-au îmbrăcat în haine tradiționale și au pornit prin sat cu uratul. Bună ziua, gospodar de casă! Bine v-am găsit la masă! Bând și ospătând și plugușorul lui bătica Vasile așteptând. Ia-mi dați-vă mai aproape să strigăm odată! Prima gospodărie în care au intrat a fost cea a lui Vasile Scripnic, care astăzi și-a sărbătorit ziua de naștere, iar mâine își va sărbători onomastica. Am două mâini, am două pahare. Ia că vine, da.
Sunt bucuros că la grad au mai intrat oameni, sunt pe poartă ultima vreme, dar așa este ea. Da. Și totuși, cât de greu n-ar fi, un bănuț ți-o lui, da, și 100 de grame voi turna. Gălușca nu-i gata încât de greu să fierbi. Vinem de sarăș. Haide, ursule, geană, geană, ursule, haide, haide, ursule. Următoarea casă la care au mers urătorii a fost cea a Galinei Eftodii, soțul căreia se numește tot Vasile. Bărbatul muncește peste hotare și nu sărbătorește împreună cu familia. Chiar și așa, soția lui nu a putut să nu pregătească masa de sărbătoare. Ca gospodar de casă să vă mulțumim, să vă dorim sănătate și pace, să vă dorim reușite, să vă dorim pază de la bunul Dumnezeu. Sunt foarte bucuroasă că azi la noi la Șolcani am trăit sărbătoarea ajunul Sfântului Vasile. Toți sătienii de la mic la mare au vizitat case de gospodari, le-au urat de sănătate. Și noi ca și gospodari cu colaci, cu un pahar de vin, am încercat să le mulțumim. Ulterior, urătorii au încins o horă chiar în curtea gazdei. În altă gospodărie, cetele de urători au fost întâmpinate cu plăcinte și izvar. Astăzi ne-am pregătit de sărbătoarea anul noi, nou pe vechi, și am primit oaspeții cu dulciuri de casă, babă neagră, care este tradițional la nord, se pregătește. Și am pregătit și izvar, doar ce ne-am gândit că e fric și o să încălzăm urători așa într-un fel. S-au păstrat tradițiile și în capitală, câțiva tineri și-au luat toba și trompeta și au pornit cu capra printre curțile de blocuri din oraș. Iar la Ieloveni, mai multe colective artistice au urat sătenii la Casa de Cultură din localitate. Urătorii au îmbrăcat straie naționale, iar femeile și-au pus pe față măști care să alunge spiritele rele. Nu a lipsit nici jocul ursului și cel al caprei. Și în mai multe sate din Ocnița, tinerii au mers cu uratul pe la casele oamenilor. Dați-o o farmatură când ne-o să scătură, ne-o sări din ții din gură. Eu zic că ai dau ai de nas la grei. Pe 14 ianuarie, creștinii ortodoxi îl sărbătoresc pe Sfântul Vasile cel Mare, care marchează și începutul anului nou pe stil vechi. Sfântul Vasile a fost un apărător înflăcărat al credinței ortodoxe. Trăiesc într-o casă fără geamuri, în care e doar puțin mai caldă decât afară, iar șofronul cu lemne e gol în miez de iarnă. Vorbim despre o familie cu doi copii din Anenii Noi, care abia de reușește să supraviețuiască. Am pus acolo lung și aici am pus un cățel de carton, vei fric. Femeia a rămas singură după ce părinții au murit, iar soțul a părăsit-o. Întreaga poveste vă spunem în jurnal. Bilanțul morților de după explozia care a aruncat ieri în aer o brutărie la Paris a ajuns la 4. Doi pompieri și două femei și-au pierdut viața în urma deflagrației. Explozia a fost atât de puternică încât unii au crezut că a fost detonată o bombă. Printre ei este și un jurnalist italian care a filmat scena dezastrului. Questa è la strada. Mi è esplosa in faccia proprio. Devo allontanarmi per forza. Vogliono che mi allontani, mi devo vestire. C'è gente che urla. Aceste imagini au fost surprinse de un jurnalist italian trezit din somn de bubuitură. Bărbatul era cazat la hotelul de peste drum de brutăria în care s-a produs explozia. Ok, ieșiamo dall'albergo. Vediamo cosa sta succedendo qua fuori. Deflagrația a fost atât de violentă încât cel puțin 12 clădiri de pe o rază de 100 de metri au fost afectate. Nu e de mirare că jurnalistul italian a crezut inițial că este vorba de o bombă. Chiaramente è stato creato un perimetro da cui hanno fatto uscire tutti, tranne noi feriti. E siamo appena dietro l'angolo dell'hotel di Rue de Treviso dove è scoppiata la bomba.
Esattamente là, e questa è la situazione in questo momento. Autoritățile franceze au dezvăluit identitatea celor doi pompieri uciși în explozie. Este vorba despre doi tineri cu vârste de 28, respectiv 27 de ani. Cel din urmă avea un băiețel de numai 4 ani. A treia victimă este o turistă din Spania, iar despre a patra încă nu se știe prea multe. Salvatorii vorbesc deocamdată de o scurgere de gaze. O bătrână de 90 de ani din Italia a băgat în sperieți un hoț care voia să fure din magazinul familiei sale, la care ea lucrează de la vârsta de 12 ani. În momentul în care individul a amenințat-o cu un cuțit, femeia a început să țipe atât de tare încât l-a speriat și l-a pus pe fugă. Imediat, aceasta a sunat la poliție și le-a dat numărul mașinii cu care hoțul fugise. La scurt timp, individul a fost reținut. Primarul localității din sudul peninsulei italiene a vizitat-o și i-a dat un buchet de flori, felicitând-o pentru curaj. Unul dintre cei mai apropiați și de încredere oameni ai lui Vlad Plahotniuc, Constantin Botnar, declară că trăiește sub minimul de existență. Având un venit lunar de puțin peste 1000 de lei și datorii de 6 milioane de lei. Andrian Candu are ceasuri de mână în valoare de 1000 de dolari și plătește lună de lună peste 1000 de euro pentru o locuință în chirie. Aceste date se găsesc pe site-ul Cecului, care a publicat astăzi declarațiile de venit ale democraților care aspiră la funcția de deputat. Secretarul general al PD, Păreclit Borsetca, susține că în ultimii 2 ani a avut venituri lunare de 1098 de lei, bani pe care i-a încasat în calitate de membru de partid. Din dobânzile obținute din depozitele bancare pe care le are, Botnar s-a mai ales cu 550 de dolari și 7500 de lei. În același timp, el declară că are de achitat două împrumuturi care însumează 300.000 de euro, adică în jur de 6 milioane de lei. Democratul conduce un Mercedes fabricat în 2005 și deține o casă, un apartament și două garaje. Potrivit declarației sale de venit, publicată de CEC, în 2017-2018, speakerul Andrian Candu a avut un salariu de puțin peste 15.000 de lei. În aceeași perioadă, președintele Parlamentului a vândut un apartament și un garaj cu 78.000 de euro. Acesta ar locui într-un apartament obținut prin contract de comodat de la nașul său Vlad Plahotniuc, însă închiriază și o casă de aproape 300 de metri pătrați, pentru care plătește lunar 1200 de euro. Tot în ultimii 2 ani, la colecția de ceasuri a președintelui Parlamentului s-a adăugat încă unul care costă 8.000 de dolari și i-ar fi fost făcut cadou, scrie ziarul de gardă. Candu are deschise conturi bancare în Austria, Cehia, Moldova și România. Într-un fond privat de pensii de acolo, demnitarul are 204.000 de roni. O altă candidată la funcția de deputat, Otilia Drăguțanu, menționează în declarația sa de venit 3 terenuri agricole și unul intravilan, obținute prin moștenire. Împreună cu soțul său a încasat lunar în ultimii 2 ani câte aproape 55.000 de lei de la locuri de muncă de bază. Totodată, soția fostului guvernator BNM conduce un Jaguar luat în leasing. Premierul Pavel Filip, candidat și el la funcția de deputat, are un BMW X5 în valoare de 400.000 de lei. Deține 10 terenuri, 2 case de locuit și un alt imobil nedescifrat. Totuși, liderul PD, Vlad Plahotniuc, rămâne a fi cel mai bogat democrat. Acesta a raportat dividende de peste 100 de milioane de lei. Partidul Democrat este prima formațiune înregistrată pe lista electorală. În miez de iarnă, doi copii din satul Geamăna își petrec nopțile împreună cu mama lor într-o casă în care e doar puțin mai caldă decât afară. În locuința veche și fără geamuri, bate vântul din toate părțile, iar șopronul pentru lemne e gol. Femeia rămasă singură după ce părinții au murit, iar soțul a părăsit-o, nu reușește să o scoată în capăt și nu primește niciun ajutor pentru că nu are acte. Cabina, motor, șoferul, pipip. Înfofoliți în câteva rânduri de haine și cu căciul pe cap, Silviu și Tatiana se jucau lângă soba crăpată. S-au ghimuit acolo pentru că e singurul loc din case în care se pot dezmorți puțin. În rest, în locuință e frig aproape ca afară. Te fac părat, te spele pările, te fac focul. La 6 ani, Silviu își ajută mama, așa cum știe el mai bine, dârând cu ea, care și el lemne cu mâinile sale mici și înghețate. Dar oricum nu reușesc să încălzească singura cameră în care stau toți trei. Soba este prea veche ca să mai funcționeze normal. Pereții sunt crăpați, iar geamurile lipsesc, așa încât fac loc vântului să intre în casă. Am pus acolo lung și aici am pus cațel de carton, vei fri. Femeia în vârstă de 26 de ani spune că s-a pomenit într-o situație tristă după ce soțul a părăsit-o la puțin timp după ce s-a născut al doilea copil, iar părinții care o mai ajutau s-au stins pe rând anul trecut. Acum nu are cu cine să-și lase fetița ca să meargă la muncă. Am lucrat împreună cu mama mea pe deal la Creațoaia.
Nu știu cât de puțin ne facem măcar de mâncare pentru noi. Așa că zilele se scurg greu și cu multe lipsuri. Uneori nu are nici cu ce să-și hrănească copiii. Nici galgocei, nici coftiță, nici pantalonașă, e tot mic. Așa că cei doi micuți își văd de copilărie, corcolindu-și cele câteva jucării uzate, iar Silviu se dă cu o bicicletă ca vai de ea, visând între timp să aibă una nouă. Și pentru că e conștient că a fost harnic și înțelept tot anul, băiețelul i-a scris lui Moș Crăciun o scrisoare. Ce i-ai scris? Te aduc un cadou cu o mașină. Moșul însă nu a venit. Te n-am dovedit. Dar mama lor nu a avut cum să le explice asta. Femeia nu primește niciun ban de nicăieri, nici indemnizație pentru cei mici sau ajutor social. Și asta pentru că nu are acte, are doar certificatul de naștere și spune că nu a avut bani ca să și le perfecteze pe celelalte. Responsabilii de la primărie spun că femeia ar fi avut probleme cu legea acum câțiva ani și nu știu cum să o ajute. Eu am avut ceva încălcări la poliție și trebuiești cazierul juridic. Și ca să-i scoat plângerea asta, trebuie persoana care a depus plângerea să retragă cererea. Oamenii legii au altă versiune. Acum 6 ani, femeia ar fi fost acuzată de niște vecini de furt. După încheierea procesului de judecată, cele două părți au ajuns la o înțelegere. Doamna Babe, pe cât am discutat eu cu dânsa, ei trebuie să ducă pe data de nouă, după Crăciun, trebuie să ducă șovișii, că ei au dat la judecată să-i libereze copia sentinței. Eu fost judecată. Trebuie să ridici copia sentinței. Familia beneficiază de ajutor din partea unor voluntari care au pus pe roate un proiect în care este implicată și diaspora și prin care sprijină familiile din Moldova, numit Moldova Project. Aceștia le aduc în fiecare lună produse alimentare. Brată trepă, încădit, trepă moșă, poibit, pute ștele tare, ceași, mergele, jângăiești. La biserica din Avdarma nu mai sunt impuse taxe, așa că preotul de acolo i-a îndemnat pe enuriași să plătească pentru lumânări, slujbe sau alte servicii cât îi lasă inima. Записка написала за здравие за покой. Посильную помощь оставил. Все прекрасно. И человек довольный, молитва идёт. Noua regulă va fi deocamdată testată, spune parohul de acolo. Ce cred despre asta credincioșii din Avdarma, vă spunem în jurnal. De mâine, ruta de troleibuz cu numărul 24 care leagă sectorul Ciocana de centru va fi divizată. Cei de la primărie au luat 14 troleibuze care circulau pe itinerarul acesteia și le-au pus în circulație pe o rută nouă, cea cu numărul 12. Troleibuzele de pe ambele rute vor porni de pe bulevardul Mircea cel Bătrân, doar că cele de pe ruta 12 vor avea un traseu mai scurt și vor ajunge doar până pe strada Alexei Mateevici. Municipalitatea mai anunță că pe traseile troleibuzelor cu numărul 33 și 34 vor fi incluse stații suplimentare, iar itinerarul autobuzului cu numărul 31, care circulă în raza orașului Vadului Vodă, va fi prelungit. Conducătorii auto care au provocat accidente rutiere în urma cărora persoanele implicate s-au ales cu leziuni medii vor putea scăpa de răspundere penală. Se va întâmpla doar dacă șoferul va ajunge la o înțelegere cu victima. Prevederile se conțin într-un proiect de lege care a intrat în vigoare în această săptămână. Persoanele care au avut de suferit în urma unor accidente rutiere pot decide dacă iartă pe conducătorii auto care le-au provocat sau dacă îi acționează în judecată. Sunt opțiunile pe care le oferă legea ce a intrat în vigoare în această săptămână. Autorul proiectului, socialistul Adrian Lebedinski, spune că modificările au fost necesare pentru că până în prezent codul penal nu prevedea împăcarea părților. Astfel, șoferul vinovat ajungea în judecată, indiferent dacă victima îl ierta sau nu. Unul din membrii familiei este șoferul automobilului, altul membru este pasager. Și suficient să fie o fractură la un deget, aceasta sunt leziuni corporale medii, respectiv unul rămâne cu traumă și trebuie să fie tratat din membrii familiei, altul urmează să fie tras la răspundere penală. Totuși, aceasta este doar o opțiune, spune autorul proiectului. Nimeni nu îl obligă pe dânsul să recunoască vina sau să se împace. Aceasta este dreptul părților și dacă ei decid că este bine pentru proces ca să se împace, atunci ei se împacă. Dacă nu, înseamnă că ei insistă și merg mai departe în instanță în plânsia albe până la capăt. Astfel, dacă șoferul și victima cad de acord să nu meargă în judecată, conducătorul s-ar putea alege cu o amendă de până la 32.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității, dar și cu puncte de penalizare, fără a fi tras la răspundere penală. Proiectul de lege a fost aprobat de guvern pe 20 august, iar de pe 7 ianuarie modificările au intrat în vigoare.
O croazieră în Caraibe s-a transformat într-un coșmar pentru 270 de persoane care s-au îmbolnăvit de gastroenterită. Din această cauză, sejurul a fost scurtat, iar vasul, la bordul căruia se află în jur de 9.000 de persoane, a făcut cale întoarsă. Nu este prima dată când se întâmplă așa ceva la bordul unei nave de croazieră. Un caz similar s-a petrecut în 2017 pe un alt pachebot ce aparține aceleiași companii. Atunci, 300 de pasageri au luat un virus care le-a stricat vacanța. La biserica din satul Avdarma au fost excluse taxele, iar preotul de acolo i-a îndemnat pe noriași să plătească pentru lumânări, slujbe sau alte servicii cât îi lasă inima. Noua regulă nu este însă pentru totdeauna, ci pentru o perioadă de 3 ani, timp în care parohul o va testa. Acest lucru a fost posibil datorită faptului că biserica de acolo este finanțată de un om de afaceri din localitate. Întrebarea cât costă în biserica de la Avdarma nu mai este auzită începând cu noul an. Dacă până acum aici era amenajat un spațiu de unde credincioșii puteau cumpăra icoane sau lumânări, acum acesta a fost înlocuit. Ei își pot lua singuri lumânarea, iar dacă plătesc, rămâne la discreția fiecăruia. Potrivit angajaților bisericii, comerțul la intrarea în locaș perturba slujba. Там батюшка уже служить утре не начались. Ты шум большой поднимаем. Записки давали, помельники и брали кто сколько хочет свечек. А теперь все тоже записывается, но на добровольное пожертвование. Кто сколько может, столько и ставит. Pe lângă faptul că enoriașii vor plăti pentru lumânări atât cât îi lasă sufletul sau buzunarul, aceștia vor da cât pot și pentru listele de sănătate sau pomenire. Что? Записку написал за здравие за покой. Посильную помощь оставил. Все прекрасно. И человек довольный, молитва идет. Și taxele pentru botez și cununie, care depășeau 500 de lei, au fost anulate, spune preotul. Totuși, comerțul în casa lui Dumnezeu nu a dispărut cu totul. Taraba cu articole bisericești a fost mutată într-o anexă. Acolo pot fi găsite lumânări de la 1 leu și până la 10 de lei, icoane din Grecia de peste 6.000 de lei, cruciulițe din argint, cărți și tot felul de accesorii. Este pe 35, da, este și pe больше. Este, nu, ca bine, de razii slavii населения. Oamenii din sat spun că și fără taxe ei știu cât trebuie să plătească pentru iertarea păcatelor. За просим у Бога здоровья. За грехи должна платить. Ну, конечно. У тебя есть человечка душа, ты там можешь батюшке там. Может, у кого какая душа на помощь. Я вчера была, записку сдала за здравие, свечки. И платили? Не платила, но я знаю, сколько они стоят и жертвовала. Парохул spune că a putut să renunțe la taxe pentru că biserica este susținută de un om de afaceri foarte bogat, originar din Avdarma. Священники звонят и говорят: батюшка, у вас хорошо, есть там со стороны некая поддержка. Говорят батюшки, что у нас нету возможности. Anularea taxelor nu este însă o decizie definitivă. Preotul le dă sătenilor un termen de încercare de 3 ani. Dacă lucrurile vor merge bine, hotărârea va rămâne în vigoare. Dacă nu, sau dacă între timp se întâmplă ceva cu finanțatorul, decizia ar putea fi revizuită. Пользуется помощью, молитвой церкви, а сам не участвует как бы в поддержке, это ну не совсем правильно. Потому что, ну, у нас священников, да, на приходе есть тоже свои траты. Хотим все, чтобы было и тепло, и красиво, и хорошо. Но и у каждого священника есть своя семья. Am încercat să aflăm părerea Mitropoliei Moldovei despre situația bisericii din Avdarma, dar reprezentanții instituției pe care i-am sunat nu ne-au răspuns la telefon. Orlando Magic și-a întrerupt seria de 4 înfrângeri consecutive cu o victorie în fața lui Boston. A fost o partidă tensionată, cu multe schimbări de situații. În cele din urmă, Orlando s-a impus cu scorul de 105 la 103. În etapa cu numărul 42 a Ligii Americane de Basket, Orlando Magic a găzduit meciul contra lui Boston Celtics. După primele două părți, oaspeții aveau un avantaj de 10 puncte. Mânați din spate de publicul local, cei de la Orlando au reușit să răstoarne soarta meciului. În ultimele două reprize, gazdele s-au dezlănțuit și au reușit să se impună cu scorul general de 105 la 103. Ross, open look.
Din cauza celor patru înfrângeri, Orlando Magic a coborât pe locul 10 și nici măcar victoria de aseară nu-i ajută să urce vreo treaptă. Mult mai bine stau lucrurile la Boston Celtics. În ciuda înfrângerii de ieri, formația rămâne pe locul 5. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, urmează filmul 2012. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022-210-130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram, la numărul 079-400-508. Eu vă doresc o seară frumoasă și un început de săptămână reușit!